Dragi frați și surori, aș vrea să fac o mărturisire despre o descoperire în care mi-a dat-o Duhul lui Dumnezeu. De câteva ori eu nu mă plâng, tremură sufletul în mine. Mi s-a făcut de înțeles că se apropie prigoana creștinilor și vom fi efugăriți într-o parte în alta cei care nu vor renunța la Domnul. Și mulți creștini de frică și de groază ce se apropie pentru noi. Va renunța la Iisus mulți creștini care trăiesc ușoară pocăință. Nu pot să vorbesc așa de tare, mă doare ce țip. Și mi-a făcut de cunoscut că mulți creștini care trăiesc o pocăință ușoară, o pocăință domnească, nu mă refer la frații numai din România, că sunt în toate părțile pe pământ creștini, vor cădea atunci, vor cădea, foarte mulți vor renunța. Dar cei care nu vor renunța vor fi așa prigoniți și vor fugi din locaș în locaș călăuziți de Duhul Sfânt. Iar după răpire, mi s-a făcut de cunoscut că atât de puțini vor fi fraților la răpire, puțini vor fi. Și va fi numai sânge după răpire. Și va fi sânge sfinților. Mă rog să mă iertați că nu mă plâng de o oră jumate. Nu mă pot abține. Va fi numai sânge pentru mulți creștini, atunci se vor pocăi cu adevărat mulți creștini și vor fi de vii torturați pentru Iisus. Atunci se va pocăi mulți creștini. Domnul să vă binecuvinteze.